Este în pregătire un spectacol electrizant care va avea loc pe data de 14 noiembrie la Sala Palatului. Ni se promite o experiență unică, emoții la superlativ, energie și forță într-un show marca Adrian din Inima Enache, astăzi intitulat E o nebunie. Așadar, știm cine este protagonistul, dar e bine să aflăm și despre ceilalți artiști speciali care urcă pe scenă alături de ei în acest mega spectacol. Vocile feminine, Teo Roz, Alexandra Ungureanu și Bela Santiago și invitatul special, Dida Drăgan. Din aceeași inimă vă spun și eu că va fi un show plin de adrenalină în manieră pop-rock, cu piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de bandul Bela Santiago și baletul High Class. Alături de mine în platoul Jurnalului Cultural sunt Alexandra Ungureanu, pe care o veți asculta marți în cadrul spectacolului, și Daniel Sindilă, producător executiv. Dar înainte de a-i întâmpina pe invitații noștri, vă propun să urmărim câteva impresii înainte de eveniment. Adrian Enache revine pe scena Sălii Palatului cu un eveniment intitulat E o nebunie. Rock never die! Da. Un super show în care îmbinăm experiența unor artiști de clasă, de valoare națională și internațională, cu tinerețea și talentul noii generații, și o să vedeți pe scenă marea voce a rockului feminin românesc, Dida Drăgan, alături de Teo Roz, de Bela Santiago, de Alexandra Ungureanu și de Diana Enache, fetița mea care va cânta prima dată în calitate de mămică. Este un spectacol pop-rock cu poveștile de la începutul carierei mele de muzician, în care am început cu muzica rock și de aia l-am și folosit, l-am lângă mine pe chitaristul cu care am început să cânt rock la Galați, pe Nicu Patoi, care la ora asta este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun chitarist din România. Îl am pe Flavius Teodosiu, cel mai bun saxofonist. Am big band-ul Dan Dimitriu Band. Am trupa rock Krypton, cu care am cântat la începutul anilor 90, cu Eugen Mihăescu și băieții. O să auziți hituri mondiale, hituri naționale și hituri care nu prea s-au mai cântat. Ce zici de un Led Zeppelin, de un AC/DC, de... O să auziți Judas Priest. Este... concert preponderent rock. Concertul va avea loc pe 14 noiembrie și va cuprinde piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de trupa condusă de Dan Dimitriu și baletul High Class. Cu ce surpriză ne vii? Cu prima audiție, Lumina din ochii tăi, care îi aparține lui Codruț, și pe urmă cânt o piesă lentă. După spectacolul sold out de anul trecut, scena Sălii Palatului va fi din nou pregătită pentru o nebunie, cu multe surprize. Un show plin de adrenalină, în manieră pop-rock, cu piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de trupa condusă de Dan Dimitriu și baletul High Class. Abia vă aștept și eu cu inima deschisă, pentru că va fi o experiență minunată. Anul acesta, conceptul Adrian din Inima Enache vine într-o formă mult mai dinamică, așa că va fi așa cum suntem noi, nebuni cu toți. E o nebunie, așa se și intitulează, și vă asigur că așa va fi. Să știi că pe măsură ce am înaintat și eu în vârstă, ca să zic așa, am devenit din ce în ce mai familiarizată și îmi place din ce în ce mai mult rock-ul. Deci s-ar putea ca pe la 40-50 de ani să mă vezi cu tatuaje, cu un Harley, cine știe, viața îți oferă foarte multe nebănuite. Concertul de la Sala Palatului va prezenta o serie de invitați special, printre care Dida Drăgan. Trei mari voci feminine vor urca pe scenă alături de Adrian Enache, Teo Roz, Alexandra Ungureanu și Bela Santiago. Din spectacol nu vor lipsi șlagările reorchestrate în manieră proprie din repertoriul Adrian Enache's Project, cu Diana Enache și Rareș Varmiote. Da, trebuie să spunem prietenilor noștri și telespectatorilor noștri că vorbesc acum și în calitate de producător al acestui eveniment, un eveniment de fapt preluat de televiziunea română și difuzat probabil în zilele de sărbători pe TVR2. Și în această calitate fac o rectificare. În urmă cu puțin timp, trupa Dan Dimitriu s-a retras din acest proiect și a fost înlocuită cu trupa Belei Santiago, așa cum am făcut prezentarea la început. Le dorim tuturor mult succes în această nouă încercare.
Bela Santiago era oricum prezentă pe afiș, iar împreună cu trupa ei, trupa Bela Santiago, urmează a fi făcute niște turnee naționale, adică un turneu național, primul dintre orașe fiind 24 noiembrie, Bacău. Dar acum vorbim despre 14 noiembrie București cu invitații mei, Alexandra Ungureanu, una dintre vocile prezente în spectacol, și Daniel Sindilă, producător executiv. În primul rând vreau, Daniel, să te întreb pe tine, ce crezi în viziunea ta, ai fost producător și anul trecut, că aduce nou anul acesta față de anul trecut? Ce ai simțit? Ai fost prezent puțin și la repetiții, astăzi la ședința tehnică din televiziune. Bună seara dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Păi am simțit că mergem mai departe, am simțit că o să fie o continuitate a ceea ce a fost anul trecut și mă bucur foarte mult că mergem pe acest concept, pe o nebunie, pentru că această melodie compusă de regretatul Mihai Constantinescu este, cred eu, una din melodiile de referință ale lui Adrian Enache, fiind o melodie veselă, fiind o melodie care practic îl reprezintă, el fiind atât de efervescent și emanând atâta pozitivitate, melodia asta îl reprezintă foarte bine și mă bucur foarte mult că am hotărât cu toții să dăm titlul spectacolului de la Sala Palatului E o nebunie, pentru că într-adevăr va fi o nebunie. Întrucât, pe lângă invitații de marcă pe care avem, alături de regizorul Daniel Ordăchioaie, care anul trecut s-a întrecut pe sine și ne-a convins că și anul acesta tot el trebuie să regizeze acest spectacol, va fi un decor extraordinar, cum cred că rar vedem la Sala Palatului. Și ce vreau să subliniez cel mai mult este că aceste spectacole pe care noi am început să le facem, le facem în primul rând pentru că suntem pasionați, le facem din pasiune, nu am gândit-o nicio clipă comercial. Din inimă. Din inimă. Și din inimă. Cum spune și titlul, da. Alexandra, tu ai o poveste, povestea unei anumite piese pe care o vei cânta de data aceasta împreună cu Adrian, deși povestea are piesa are o poveste. Da. Bună seara, zic și eu, sunt foarte încântată să fac parte din acest spectacol extraordinar, o producție într-adevăr de zile mari la Sala Palatului, gândindu-mă cum de fapt l-am văzut prima dată pe Adrian Enache pe scena Casei de Cultură din Onești, când eram foarte mică și a apărut așa ca o explozie și cumva o nebunie de om, de artist, așa cum l-am cunoscut. Cine s-ar fi gândit că atunci micuță, cum eram acolo căzută în admirație din public, voi ajunge peste ani să fiu alături de el pe o scenă atât de mare a acestei țări. Și iată, ne-am mai revăzut în anii din urmă și am reușit abia anul trecut să-i povestesc cum de fapt unul dintre cele mai mari hituri din cariera mea, Aprinde Dragostea, e o piesă care la un moment dat a fost i-a fost destinată. Eu știu, și n-am mai ajuns la el. N-am mai ajuns la el, pentru că... Că așa se întâmplă uneori. Așa s-a întâmplat, da. Așa s-a întâmplat, dar cât de fain că avem ocazia să o cântăm împreună. Și nu numai că a ajuns la tine, dar ai făcut și din ea un adevărat hit, care iată va fi interpretat pe scena Sălii Palatului. Da, deja mi se face pielea de găină, că mă gândesc cum o să cânt o sală întreagă. E o piesă care aduce multă bucurie, o piesă pe care lumea o iubește și cu atâtea mii de voci împreună. Aștept. Da, eu cred că într-adevăr se va cânta mult, pentru că vor fi șlagere atât românești cât și internaționale, piese recunoscibile de către public, și se va cânta pentru că anul trecut s-a creat un vibe puternic, o atmosferă puternică și frumoasă, generoasă, așa cum este sufletul lui Adrian, și de aceea sunt convinsă că atmosfera va fi și anul acesta extraordinară. Alături de tine, Alexandra, ai văzut deja la repetiții, va fi și Teoroz, va fi Bela Santiago cu trupa Belei Santiago, dar sunt și alte prezențe masculine. Bineînțeles, în afară de regizorul Daniel Iordăchioaie, cine mai cântă? Am văzut că cei de la Krypton, da? Vor da, fi acolo. Trupa Krypton. Nicu Patoi, iarăși un
chitarist de excepție, care am avut ocazia să cânt și eu peste ani și mă bucur că vom fi pe aceeași scenă. Nici prezența lui Nicu Patoi nu este întâmplătoare. Nu e? Ea se datorează faptului că Adrian a debutat cu Rocul și cu trupa Phoebus din Galați alături de Nicu Patoi. Vorbim de anii 1986-87. Okay. Tudor Turcu era la repetiții. Da. Tudor Turcu, o voce foarte bună, o voce rock puternică, un câștigător X-Factor, la fel ca și Bela Santiago, de altfel. Și anul acesta deschidem cumva scena și pentru tineri. Cred că este important, nu? Așa este. Să încurajăm tinerii și faptul că am ales în repertoriu și trei tinere pe care telespectatorii le vor vedea la Sala Palatului, Elif Roșoga, Madalina Roșoga și Alicia Munteanu, este pentru că ne dorim să ducem mai departe, nu? Și să încurajăm și tinerii, așa cum și voi, cum ai spus tu de festivalul de la Onești, ați fost la rândul vostru încurajați, nu-i așa? Wow, ce șansă extraordinară pentru un tânăr să fie pe scenă așa de mare și să-i se dea aceste aripi. Și nu întâmplător am lăsat spre final Diana Enache, fata lui Adrian Enache, care ne-a făcut bunici și este pentru prima oară o prezență pe scenă, cu emoțiile pe care deja le-ați văzut în reportaj, împreună cu Rareș Varniote, cu acest proiect al lor, Adrian Enache's Project. Sper că n-am uitat pe nimeni. Diana va fi potențată foarte mult de un cor de copii condus de Cristina Manoliu, Sunetul Muzicii, și va fi un eveniment deosebit acest al apariției pe scenă din nou tată-fică, dar de data aceasta atât de încărcat de emoție. Iar pentru final l-am lăsat pe Daniel să ne spună despre Dida Drăgan. Dida Drăgan, prietena noastră, vocea de foc și cu a cărei întâlnire ne onorăm, adică suntem extrem de bucuroși și ne-am bucurat să vedem că și ea este foarte bucuroasă și abia așteaptă după 35 de ani de când n-a mai fost la Sala Palatului. Pe mine mă încearcă o emoție pe care nu o pot descrie prin cuvinte. Vorbeam cu Alexandra în culise, îi povesteam că câteodată în anii 90, când marii noștri artiști au fost cumva marginalizați, nu spunem mai multe, însă atunci eram copil și m-am gândit, nici măcar n-am visat, pur și simplu mi-a trecut un gând prin minte și mi-am spus că dacă vreodată voi putea face ceva pentru a arăta gratitudinea față de marii artiști ai țării noastre, am să o fac pur și simplu, fără niciun fel de echivoc. Și iată că atunci când am decis lista artiștilor, ți-aduce aminte că ți-am spus că vreau cel puțin să avem în distribuție un artist din generația de aur. Cât despre doamna Dida Drăgan, ce pot să spun? Eu am un playlist de Spotify, cred că peste 50% muzică românească și muzică românească a anilor 70, 80, 90 și 2000. Nu am și muzică nouă, dar mă bucur foarte mult că una din divele României, da, va fi pe scena Sălii Palatului și se va bucura încă o dată de extraordinarul public pe care l-are Sala Palatului, pentru că acolo este un vibe care se creează, o atmosferă cum nu prea găsești în nicio altă sală de spectacole din România. Publicul este extraordinar și este extraordinar pentru că pe scena aceea nu urcă oricine. Iar Sala Palatului pentru fiecare artist este un barometru. Exact asta vreau să o întreb pe Alexandra, că este un artist. Ce înseamnă Sala Palatului asta din România și cum este să organizăm oare un asemenea spectacol în România, la Sala Palatului, la palat, cum spun unii. Exact, de ce este atât de important pentru un artist? Clar este unul dintre puținele venue-uri de concerte de la noi, dar este un simbol de ani de zile și cumva este încununarea unei cariere. Da. Da, adică în momentul în care ai ajuns să vinzi bilete și să umpli Sala Palatului, vine acolo la portofoliul tău ca o chestie cu foarte mare greutate.
Și punerea în scenă a unui show care să adune lume și tu ca artist, ca brand, să reușești să vinzi bilete, reprezintă într-adevăr un lucru foarte important pentru o carieră. E ceva ce evident mi-am dorit. Am mai fost nu de foarte multe ori prezentă pe scena Sălii Palatului. Dacă ar fost premieră, cred că leșinam de emoție, dar am atunci avut când ai fost prezentă prima dată, ai avut emoții mari. Am avut, dacă nu mă știu, a fost cei de la Holograf și nu mi-aduc aminte pentru că eram foarte emoționată. Foarte emoționată, impresionată de moment. Nu mi-aduc aminte. Asta înseamnă că trebuie să începem să pregătim deja nu evenimentul de anul viitor, pe care deja îl pregătim, ci pe lângă acela, încă un eveniment pentru Alexandra Ungureanu, încununarea unei cariere, deși și ea are încă multe de spus. Da, eu recunosc că îmi doresc, pentru că sunt născută în decembrie și sunt foarte atașată de perioada sărbătorilor, îmi doresc un spectacol de Crăciun. Deși, mă rog, s-au creat niște tradiții legate de Crăciun la Sala Palatului. L-am pe listă, nu la anul, poate peste doi. Dar până atunci ne vedem pe 14 noiembrie, imediat. Alături de Adrian Așa Nenache. O să facem. Trebuie să mai spunem telespectatorilor noștri că l-am fi vrut alături de noi și pe regizorul spectacolului Daniel Iordăchioaie, dar repetă de zor pentru că datorită prezenței trupei Belei Santiago în ultimele momente, iată, s-au făcut niște schimbări. Sigur le vom face față, sigur vom face față acestei provocări, iar publicul nostru va vedea marți 14 noiembrie un spectacol foarte modern, foarte viu, așa cum sunt de altfel membrii trupei Belei Santiago și, bineînțeles, toți ceilalți invitații noștri. Vă mulțumim că ați venit!